Doamnelor și domnilor, am ascultat-o pe Alina Gorghiu, declarații la guvern legate de capturarea lui Cătălin Cherecheș. I-a dat o veste bună, pot să spun așa, nu se aplică această lege a fugarilor, nu se aplică și lui, așa că nu poate să primească bonus la pedeapsă încă 3 ani, pentru că nu s-a prezentat în momentul în care s-au comunicat pedeapsa. A explicat cele două scenarii pentru aducerea în țară a lui Cătălin Cherecheș. Cel mai optimist scenariu, în 10 zile ar putea fi adus în România, dacă este de acord Cătălin Cherecheș, dacă el nu este de acord să vină în țară, decizia va fi luată în următoarele două luni, vom afla la finalul lunii ianuarie, dacă va fi adus sau nu până la urmă, pentru că justiția din Germania trebuie să fie de acord cu extrădarea sa. Da, și discutăm cu Florin Negruțiu, colegul nostru care este aici alături de noi. Bună ziua, Florin, și îți mulțumim tare mult. Te salut, Florin. Bună ziua. Tu ce zici? Vrea Cătălin Cherecheș să vină în țară? Păi cum să nu vină? Că sunt festivitățile de 1 decembrie. Trebuie să-și pună cocarda tricoloră, trebuie să se încingă în horă în fața primăriei, trebuie să împartă porții de fasole cu cârnați alegătorilor. De ce să lipsească de la acest mare festin național? Trebuie să țină discursuri patriotice despre responsabilitate, despre neam, despre țară. Deci să vină cât mai repede, că l-așteaptă alegătorii domniei sale, alegători care în 2006, l-au votat din pușcărie. N-au fost impresionați. Cătălin Cherecheș a câștigat alegerile la primăria Baia Mare cu un procent de 71%, în timp ce se afla în arest. Și din pușcărie le-a transmis alegătorilor săi următorul mesaj. Vă mărturisesc că sufletul meu a fost de nenumărate ori pus la încercare, dar de prea puține ori am lăsat să se vadă emoția ce mă cuprindea. M-au cuprins lacrimile când din arestul nedrept am auzit-o prima oară pe mama. Între timp s-a adăugat o soacră, un văr, o mătușă. Acum voi mi-ați așezat lacrimi în ochi, lacrimi pline de speranță și recunoștință, lacrimi care se aștern și mângâie. Mă gândesc oare votanții din Baia Mare îl vor mai mângâia odată sau l-ar mai mângâia odată cu voturile lor pe domnul Cherecheș, dacă ar avea posibilitatea mâine să candideze din nou? Sunt sigur că da, că în 2016, așa cum spuneai, a fost ales din pușcărie, în 2020 a fost reales. Acum însă, iată, avem informație de ultimă oră, prefectul de Maramureș a semnat decizia de încetare a mandatului. Ei, numai dar pe Cherecheș, așa, cu toate evadarea lui de gâgă, cu tot ridicolul ăsta de care s-a umplut încercând să fugă din țară cu o mătușă, deghizat în văr și apoi în mătușă. Deci dacă vine domnul Cherecheș și le cere locuitorilor din oraș votul, câți dintre ei vor vota din nou? Cred că răspunsul este că foarte mulți. Așa cum foarte mulți cred că l-ar vota din nou pe Nea Mitică Buzatu, deși l-au văzut cu mâna până la cot în bani. Așa cum mulți cred că l-ar vota și pe Nea ăsta, Ionel Arsene. Bine, dacă va binevoi să se întoarcă din, pe care le-are din Italia, de unde este, nu? Pentru că mi-e foarte greu să cred că dacă s-ar fi acum un om cinstit, un om onest, un om corect, care ar candida contra grangurilor ăstora, ar avea vreo șansă. Mentalitatea multora dintre alegători, din păcate, este a furat, dar ne-a dat și nouă. Sau poate ne-a dat și nouă ceva din șpaga pe care a luat-o. Da, dar oare nu se simt și ei părăsiți? Adică alegătorii se simt orfeline acum, orfani. Păi tocmai, l-au votat că era în pușcărie. Și el acum, în momentul în care era să ajungă iar în pușcărie înainte de an electoral, a plecat din țară? Poate i-a mers bine, poate, uite, ăsta a fost boost-ul electoral. Faptul că era în pușcărie. Mă rog, acum cred că, totuși, fiind o sentință definitivă, va sta o perioadă, totuși, pe tușă domnul Cherecheș și nu se va putea întâlni cu alegătorii domniei sale prea curând. Da, după ce îi va expira perioada asta, în cazul ăsta, se va întoarce cu forțe proaspete
să culeagă încrederea cetățenilor din Baia Mare. Da, așa e, de câte ori tot nu vorbim de năcazuri. Vezi, cu Florin, numai năcazuri peste tot când noi. Mulțumim tare mult, Florin. Multe, multe năcazuri și văd că toată familia e lovită de năcaz. Adică Cherecheș fuge din pricina condamnării. Soacra este arestată pentru că a încercat să dea o șpagă judecătorului. Ca să-l salveze un văr i-a dat buletinul. O mătușă gonea ca nebuna prin Germania încercând să salveze de poliția germană. Familie și, domnule, cu familia legată. Asta? Foarte legați sunt. Foarte legați. Da. Mulțumim tare mult, Florin. Doamnelor și domnilor, câteva